Bună dimineața! Berbec! Este posibil ca un eveniment programat pentru ziua de astăzi să nu meargă conform planului stabilit. Mergi înainte și nu te lăsa cuprins de dezamăgire. Flexibilitatea este ceva la care trebuie să lucrezi intens. Tratează această schimbare de planuri ca pe o provocare. Încearcă să nu-ți mai rezolvi problemele în ultimul moment. Amânarea este un obicei cât se poate de prost. Taur, nu te lăsa prins în mijlocul unei divergențe dintre doi prieteni. Rămâi un observator obiectiv și astfel vei evita stresul suplimentar. În ultima vreme, activitatea profesională a devenit din ce în ce mai solicitantă pentru umerii tăi. Încearcă să ai o discuție cu superiorii pentru obținerea unor zile suplimentare de concediu. Uneori îți este greu să te concentrezi într-o discuție strict profesională, de aceea exprimă-ți opinia cu tact și calm. Gemeni, încearcă să nu-ți mai asumi riscuri profesionale pentru persoane mai puțin eficiente decât tine. La început, un pas înapoi poate părea cam ciudat, dar echipa ta muncește mult mai bine în acest fel. Nu răspândi vorbe urâte despre copilul unui coleg. Nu este treaba ta ce se întâmplă la el în familie. Situația financiară ți se va îmbunătăți ușor. Până diseară este posibil să primești o mărire de salariu simbolică. Rac. Frica de respingere te-a făcut să te închizi în propria-ți carapace. Nu ai timp de pierdut. Dragostea și munca te vor face să fii mai încrezător în puterile tale. Bea mai multe sucuri naturale pentru a-ți îmbunătăți sănătatea. Leu. De curând ai lăsat o persoană să iasă din viața ta fără să primești niciun fel de răspunsuri la întrebările tale. Încearcă să afli motivele acestei despărțiri înainte de a merge mai departe. Astăzi abilitățile tale de comunicare sunt puternice. Încearcă să convingi persoanele care îți finanțează un anumit proiect să acorde mai multe fonduri realizării acestuia. Fecioară, astăzi s-ar putea să călătorești într-un loc cu totul special. Poate undeva în țară sau într-un loc necunoscut din orașul tău. Mintea ta este foarte ascuțită și gata să învețe lucruri noi. Nu-ți risipi timpul liber dormind. Este tentant, dar vei regreta. Balanță. Eliberează-ți energia și entuziasmul pentru orice nouă provocare care îți solicită gândirea, rezistența și puterea voinței. Chiar dacă simți o ușoară oboseală, mergi înainte, căci este una aparentă. Poți să te aștepți astăzi la unele câștiguri în bani, însă nu-ți fă iluzii că îi vei căpăta foarte ușor. Vei putea astfel să faci anumite lucruri plăcute alături de persoanele dragi ție. Scorpion, poate fi o zi cu probleme dacă te vei apuca să faci stocuri neașteptate sau vei ascunde sub cheie tot felul de lucruri. A împărți totul cu cei de lângă tine pare să fie calea prin care vei obține sprijin atunci când vei avea nevoie. Cu siguranță ai impresia că timpurile sunt grele, însă ai nevoie doar de un pic de ingeniozitate pentru a împărtăși atât bucuriile cât și necazurile. Săgetător, este o zi în care ar cam trebui să scoți capul la lumină și să te oferi pentru a-ți asuma o nouă serie de responsabilități. Ai putere, ai inspirație, deci te poți remarca. Vei putea să te pui singur într-o postură favorabilă și în plus te vei alătura unor persoane care au tot atât de multe de oferit ca și tine. Ai inspirația să faci câteva schimbări unui plan inițial sau unui sistem care nu au rulat eficient până acum. Capricorn, o relație de prietenie, dragoste sau de parteneriat despre care știai că merge perfect se va dovedi a nu fi chiar atât de stabilă pe cât ai crezut. Ceea ce ar trebui să te facă să acționezi astfel încât să îți protejezi inima și portofelul. Poate că n-ar strica să vezi cum se câștigă banii stând acasă. Ori ai putea să investești în îmbunătățirea mediului familial unde timpul, banii și eforturile tale pot fi apreciate. Vărsător. O problemă sentimentală legată de cineva foarte apropiat s-ar putea să cam depășească limitele suportabilului. Fii gata să faci modificări în cel mai scurt timp. Ar trebui să-ți acorzi un răgaz pentru a-ți diminua distresul din ultimele zile. Aceasta poate însemna și petrecerea timpului cu diverse provocări fizice care te vor face să te simți mai bine. Pești, ferește-te să spui anumite lucruri care ar putea arunca în aer o situație în sânul familiei. Nu va mai fi cale de întoarcere odată ce ți-ai dat drumul la gură și ai spus lucruri negândite legate de unele probleme existente. Nu ar strica să accepți și un ajutor din exterior, astfel încât să ajungeți în situații mai puțin stresante, după care să rezulte și o soluție, fie ea și de compromis.
Să aveți o zi frumoasă! Thank you.